Deci, nu vă temeți. Lăudați să fie Iisus Hristos. Cu câteva zile înainte, începând să mă pregătesc pentru predica din această dimineață, știind că voi fi în Iași, celebrând Sfânta Liturghie ce va fi transmisă prin intermediul postului de radio Iași, citeam textele sfinte și mă gândeam ce aș putea spune astăzi celor care se află în Catedrala Adormirii Maicii Domnului și tuturor celor care stau acasă, ca în fiecare duminică, aproape de aparatele de radio, ascultând această Sfântă Liturghie. O teamă deosebită a cuprins inima și mintea mea. A început să-mi fie din ce în ce mai greu să mă concentrez, iar ideile întârziau să apară. Conștient de situație, mi-a căzut privirea pe o expresie care se repetă de 3 ori în cadrul Evangheliei de astăzi. Nu vă temeți! Am început să mă întreb, de ce mi-este teamă? Care sunt motivele pentru care ar trebui să fiu blocat de teamă? Dar omul, de ce se teme? De ce ne blocăm de atâtea ori în viață? Iată o temă bună pe care însuși Iisus ne-o aduce în atenție în duminica aceasta. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, aș dori să vă întreb în această dimineață care este lucrul care vă înspăimântă cel mai mult în viață. Care sunt momentele în care teama, frica, paralizează orice acțiune a dumneavoastră? Astăzi, în acest moment, de ce vă este teamă? Iisus, după ce își alege 12 apostoli, așa cum reiese din versetele precedente ale capitolului 10 din Evanghelia lui Matei, de acolo de unde este luat fragmentul de astăzi, după ce îi face conștienți cu privire la misiunea pe care o au de îndeplinit și situațiile dificile cu care se vor confrunta, le repetă de 3 ori să nu se teamă. Cele 3 repetiții subliniază foarte bine cele mai mari temeri ale omului. Prima este teama de oameni. De aceea Iisus spune, nu vă temeți de oameni. A doua este teama de răul fizic și de moarte. Și de aceea Iisus spune, nu vă temeți de cei care pot ucide trupul. Iar a treia este teama de a nu fi apărat, de a rămâne singur. Și de aceea Iisus spune, deci nu vă temeți, eu sunt cu voi, eu vă voi apăra. Nu vă temeți de oameni. Vă invit să facem cunoștință cu teama care a pus stăpânire pe mine atunci când mă pregăteam pentru această predică și teama care ne paralizează pe cei mai mulți dintre noi. E o teamă care blochează cei mai mulți oameni să acționeze, să ia atitudine, să schimbe un lucru care nu este corect și care ar fi în contradicție cu mentalitatea lumii. Este aceeași teamă care îi paralizează pe creștini atunci când trebuie să dea mărturie despre Dumnezeu în fața prietenilor, a vecinilor sau a străinilor. Teama de oameni este cea mai comună și cea mai des întâlnită. Nu suntem departe de solemnitatea Sfintei Treimi, un Dumnezeu în 3 persoane. În Dumnezeu fundamentală este relația de iubire dintre cele 3 persoane. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este creat pentru comuniune, pentru dialog, pentru iubire. Omul are nevoie de o atmosferă plăcută și caldă cu cei din jur. La polul opus, diavolul, cel care înseamnă divizare, divizat în el însuși, caută să dividă și să învrăjmească omul împotriva omului și pe om împotriva lui Dumnezeu. Cel rău este cel care pune în inima omului teama, teama de a fi bârfit, teama de a fi criticat, teama de a fi exclus, teama de a fi arătat cu degetul, teama că cineva, cândva, ne va putea dobori cu puterea cuvântului, a glumelor de prost gust, teama de a fi arătați cu degetul, a fi jicniți sau înjurați. Iar un om învățat spunea, teama este principala sursă de superstiții și una din principalele surse de cruzime. Omul din teamă este capabil să bârfească pentru a scăpa, e capabil să lovească pentru a nu fi lovit, este capabil să distrugă pentru a nu fi distrus. Un lanț la cărui continuitate se adaugă cu fiecare act de teamă o nouă zi. Teama aduce după sine teamă și ne ține înlănțuiți. Când ne vom elibera? Oare de ce nu mai avem încredere unul în altul? De ce frații nu au încredere în frați,
vecinii în vecini, omul în om. Ne bârfim, ne jicnim, ne urâm, ne facem rău, din teama de a nu fi noi aceia care ar trebui să suferim. Un proverb francez spune așa: cui este frică să sufere, suferă din pricina fricii. Cât de înțelept a fost Iisus atunci când ne-a cerut să oprim tăvălugul fricii. Ai curaj, nu-ți fie frică, omule, laudă-l pe cel care merită lăudat, încurajează-l pe cel care trebuie încurajat, susține pe cel care trebuie susținut. Schimbă lumea când mentalitatea nu este bună. Chiar dacă pentru asta te expui riscului de a fi criticat, luat în râs, arătat cu degetul. Numai așa vei fi liber, numai așa vei fi încrezător, numai așa inima ta va fi cuprinsă de seninătate și vei avea curaj să dai mărturie despre credința ta în Dumnezeu. Totul va ieși la iveală, pentru că Dumnezeu nu doarme niciodată. Ceea ce este ascuns va fi strigat de pe acoperișuri. Nu vă temeți de cei care ucid trupul. O întâmplare din una din misiunile noastre, mai exact în Maicona, spune că în Forole, o localitate în nordul Keniei, situată pe granița cu Etiopia, cu mulți ani în urmă, un preot misionar încerca să ajute cele două triburi care locuiau în această localitate. Într-una din zile, a pornit spre Maicona pentru a face aprovizionarea cu cele necesare. Datorită faptului că între Maicona și Forole există o distanță care necesită o zi întreagă de călătorie cu mașina, părintele a plecat în prima zi și urma să se întoarcă în ziua următoare. Peste noapte s-a iscat o neînțelegere între cele două triburi din localitate din cauza unei pășuni. Nu o pășune verde, așa cum o întâlnim noi în România, ci o întindere mare de pietre vulcanice, sub care mai rămâne ceva iarbă uscată după sezonul ploios. Șeful de trib, de teamă să nu rămână oamenii săi fără mâncare, a hotărât ca cei din tribul advers să fie uciși. Astfel, părintele, când a ajuns din nou în Forole, a trebuit să se confrunte cu imaginea cruntă a unei localități împânzite de oameni de toate vârstele, de la copiii cei mai mici până la adulții cei mai în vârstă, uciși din cauza fricii celuilalt trib, de a rămâne fără hrană. Frica de a nu avea ce mânca, de a nu avea cele necesare pentru viață, frica de a muri, a împins și împinge oamenii la acte necugetate. Doar că aceasta este un alt lanț care subjugă. Celui care este frică, este frică de cel din urmă. Celui mic îi este frică de cel mai puternic. Omului îi este frică de cel care ar putea să-i facă răul și caută să anticipeze toate situațiile pentru a fi el primul care reacționează. Unuia este frică de fratele care ar putea să ia mai mult pământ decât el, de aceea îl lovește sau îl dă în judecată. Altuia este frică de faptul că cineva ar putea să ia locul de muncă sau să ia locul de frunte în clasă sau în societate, de aceea seamănă teamă în jurul său. Dragii mei, ne este teamă și semănăm teamă. Dați-mi voie să cred că cel care seamănă teamă, la rădăcina sa este un om fricos. Doar atunci când vom alunga teama aceasta necugetată de a suferi, de a anticipa suferința făcând pe altul să sufere, abia atunci vom avea o lume mai frumoasă. Dragi copii, nu vă fie teamă de părinții voștri, ci respectați-i, iubiți-i și arătați-vă prețuirea voastră față de ei. Dragi părinți, nu vă fie teamă de copiii voștri, ci arătați-le iubirea, învățați-i ce este bine și ce este rău, ajutați-i să treacă peste toate. Nu vă fie teamă să vă respectați, să fiți buni unii cu alții, să lăsați loc respectului și admirației în locul fricii și al temerilor. Temeți-vă de cei care ar putea să ucidă trupul și sufletul. Sufletul cel destinat pentru mântuire și pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și aici moartea înseamnă păcatul. Sufletul ca suflu de viață care animă trupul. Și aici vorbim de omul lipsit de viață și de curaj datorită temerilor sale. Și într-un caz și în celălalt.
Vorbim despre un om care, deși este în viață, el nu mai este viu. Pe interiorul lui este mort, spiritual sau ca vivacitate. Iisus concluzionează: deci, nu vă temeți. Știu că de cele mai multe ori vă simțiți singuri și fără apărare. Dar nu uitați că aceasta este viața și temerea celui care nu crede în Dumnezeu. Ai cui ucenici sunteți? Cine este cel care a învins răul și moartea, așa cum ați ascultat în cea de-a doua lectură de astăzi? Oare nici acum nu înțelegeți? Eu sunt învierea și viața. Cel care dă mărturie despre mine în lume și eu voi da mărturie despre el. Dar dincolo de toate, dragii mei, v-am ales apostoli ai mei, pentru că voi, în voi zace acel curaj care poate da mărturie împotriva oricărei teme. De ce ți este teamă, dragul meu creștin, care te afli astăzi în catedrala din Iași? De ce ți-e teamă, drag ascultătorule, aflat în apropierea aparatului de radio? Dragii mei, nu am pretins și nu pretind că sunt un om curajos. Am temerile mele, așa cum fiecare dintre dumneavoastră are temerile sale. Dar trebuie să-mi repet în fiecare zi aceste cuvinte ale lui Iisus. Deci, nu te teme și nu semăna teamă. Ai curaj și dă curaj celor din jur. Dă celorlalți curajul credinței. Este ceea ce îmi doresc, este ceea ce vă doresc tuturor. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos!